colaborație. Este un eveniment cu totul și totul special pentru întreaga Republica Moldova, pentru că știți foarte bine motivul pentru care am venit aici. Pentru numele echipei Canal 2, pentru că a stat curs invitații, că sunteți atât de atenți și ne urmăriți în fiecare zi. Vă salut pe toată lumea și cei de la parter și de la balcon 1, 2, 3. Bună ziua și bine ați venit aici. Din motive de securitate, vă rugăm foarte frumos să vă păstrați calmul, să fiți, să aveți spațiu în jurul dumneavoastră, să nu vă îmbulziți foarte tare și vă rugăm foarte frumos să păstrați culoarul ăsta din mijloc liber, pentru că anume pe aici va intra personajul principal. Cea pentru care am venit astăzi aici, să o vedem, să o salutăm și să îi mulțumim pentru viața pe care o trăiește în acest minunat serial care ne adună seară de seară în fața micilor ecrane. Vă rugăm foarte frumos, la fel din motive de securitate, cei care sunteți la balcoane, copiii, fetițele, domnișoarele, să aveți grijă, nu vă plecați foarte tare, pentru că este destul de periculos. Vă rog frumos toată lumea să fie foarte atentă. Doamnelor și domnilor, să știți că acest serial, Bahar, Viața Curată, este pur și simplu un eveniment special pentru Republica Moldova, pentru televiziunea din Republica Moldova. Atunci când credeam că nimic nu mai poate schimba pe moldovenii noștri, pe telespectatorii noștri, nimic nu mai poate face să, în era tehnologiilor, avem informații pe net, pe internet, nu mai credeam că lumea poate să-și facă orarul în dependență de un serial anume. Uitați că la un moment dat, la Canal 2, a apărut Bahar, Viață Curată. Încet, încet, în fiecare seară, din ce în ce mai mulți moldoveni își conectau televizoarele la ora fixă pe Canal 2 să urmărească cu sufletul la gură ce îi se va întâmpla acestui minunat personaj. Ce se va întâmpla cu ea. Astfel să știți că am ajuns la un moment dat să batem un record național, nici iar noi. Știam că este un serial bun, este un serial de calitate, filmat foarte bine, cu scenariu bine pus la bun, interpretat de actori foarte profesioniști și trebuie să vă spun că actrița Ezvi Asarocu este o actriță de talie mondială care a fost nominalizată și la Oscar într-un film pentru cel mai bun film în limbă străină. Știți că există și așa compartiment. E, uitați, că nu a trecut foarte mult timp. Peste 2-3 săptămâni, la fel au înregistrat un nou, un alt record național în televiziune. Au trecut peste 300.000 de vizualizări într-o seară, ceea ce înseamnă că la ora fixă, peste 300.000 de televizoare în Republica Moldova erau conectate la Canal 2. Deci, putem să spunem că vorbim despre 1.000.000 și de ochi care urmăresc o întâlnire live cu personajul principal din acest minunat serial Bahar, Viață Curată. Să știți că în câteva clipe ea deja este în drum. Uitați că și băieții din staff, din echipă, îmi fac semn că ușor, ușor se apropie. În acest sens, știu foarte bine că noi suntem un popor care este foarte primitor. Un popor care știe să întâmpine oaspeții dragi, cu cele mai călduroase aplauze, cu cele mai călduroase priviri și cu cele mai frumoase urări de bine. Bineînțeles că nu este nimic ciudat pentru noi. La fel o vom face și de această dată, întâmpinând cu oase de drag nouă sufletele noastre. Doamnelor și domnilor, în câteva clipe trebuie să vă mai anunț încă un lucru, să știți că este un moment special și pentru noi. În câteva clipe vom intra în emisie directă, ceea ce înseamnă că nu doar noi cei prezenți aici o vom vedea pe Eschi Asarocu, ci și o Moldovă întreagă. Toată lumea care este acaparată de acest serial va sta cu ochii pe Canal 2, va sta cu ochii pe noi. În câteva clipe, să știți că dăm startul emisiei pe întreaga țară. Acum o clipă.
facem ultimele pregătiri, dumneavoastră vă pregătiți posterile, vă pregătiți palmele pentru ca să vă puteți aplauda, vă pregătiți și telefoanele mobile, să puteți filma și să faceți poze între timp. Bine, iar noi facem ultimele pregătiri pentru ca totul să meargă la cel mai înalt nivel. Acel personaj a făcut posibil această întâlnire. Mă folosesc de pe reșurilor și vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației, că sunteți atât de receptivi la tot ce se întâmplă la Canal 2 și sunteți doar, vă rugăm foarte frumos, să ne credeți că este un moment special și pentru noi inclusiv, așa cum am mai spus, este un eveniment unic în Republica Moldova atunci când o vedetă, un star de cinema în detalie internațională, mondial, vine la întâlnire cu telespectatorii. Acest serial, acest minunat serial care este interpretat de acel profesioniști un scenariu bine pus la punct, a bătut câteva recorduri în Republica Moldova, în televiziunea de Republica Moldova. Și anume, atunci când noi nu mai credeam că un serial, oricare ar fi, el ar putea să mai adune în fața micilor ecrane sute și mii de telespectatori, uitați că odată cu lansarea acestui serial și vorbesc despre Bahar, Viață Curată, în fața micilor ecrane, ușor, ușor, seara de seară s-au adunat. Atenție, primul record pe care l-am văzut este de 200.000 de telespectatori. Fapt ce ne bucură. Să știți că la acest lucru nu ne-am așteptat nici noi. Nu a durat foarte mult, după care, peste două săptămâni, să știți că am trecut de suma de 300.000 de telespectatori care urmăresc de luni până joi la serial Bahar, Viață Curată. Vă mulțumim pentru fidelitate și pentru faptul că sunteți alături de noi și eforturile noastre a echipei Canal 2 nu sunt depuse în zadar. Ne-am gândit ce ar fi mai frumos, cum am putea să vă... Dar mai multe informații despre... Eroi de care ai reușit să te îndrăgostești. Personaje care ți-au trezit o mulțime de emoții. Și o poveste care te-a impresionat până la lacrimi. Atunci când toți credeau că era serialelor a apus, scenariștii turci au inventat o poveste pe cât de simplă, pe atât de captivantă. Două surori, Efsun și Bahar, care trăiesc într-o casă modestă, sunt într-o relație complicată. Efsun este geloasă pe inocenta Bahar, care se sacrifică pentru binele familiei. Bahar se îndrăgostește, dar și în dragoste va avea de suferit. Mereu pe urmele lui Bahar, Efsun vrea să-i fure acum și iubitul, astfel se naște un triunghi amoros. Seara de seară să o vedeți pe micile ecrane. Bahar. Bahar. Ezghi Asaroglu. Îi spunem bine, bun venit. Hoşgil Deniz. Și să știți că avem din partea publicului, din partea telespectatorilor și din partea Canal 2 o diplomă pentru cel mai vizionat, pentru cel mai urmărit serial din Republica Moldova. Este pentru...
este pentru actriță și pentru întreaga echipă. Este o diplomă pe cel mai bun merit. Este o diplomă pe care întreaga echipă, așa cum am spus, întreaga echipă de actori profesioniști, dar